Iosua 15. Partea căzută prin sort semeție fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul Edomului până la pustia Țin, la miază zi. Acesta a fost hotarul cel mai de miază zi. Astfel, hotarul lor de miază zi pornea de la capătul mării Sărate, de la sânul care caută spre miază zi. Ieșirea spre miază zi de suișul Acrabim trecea prin Țin și se suia la miază zi de Cades Barnea. De acolo trecea înainte prin Hetron, suia spre Adar și se întorcea la Caraca. Trecea apoi prin Atzmon, mergea până la pârâul Egiptului și ieșea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miază zi. Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului. Hotarul de miază noapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului. Suia spre Bet Hogla, trecea pe la miază noapte de Bet Araba și se ridica până la piata lui Bohan, fiul lui Ruben. Suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de Valea Acor și se îndrepta spre miază noapte înspre Gilgal, care este în fața suișului Adumim, la miază zi de pârâu. Trecea pe lângă apele Enșemeș și mergea până la Eneroguel. Suia de acolo prin Valea Ben Hinnom, înspre miază zi de Iebus, care este Ierusalimul, apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinnom, la apus și la capătul văii Refaimiților la miază noapte. Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor Neftoah, ieșea la cetățile muntelui Efron și trecea prin Baala sau Kiriat Yearim. Din Bala se întorcea la apus pe muntele Seir, trecea prin partea de miază noaptea muntelui Iarim sau Chesalon, se pogora la Bet Shemesh și trecea prin Timna. Apoi ieșea în latura de miază noaptea a Ecronului, se tindea să Shicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel și ieșea la mare. Hotarul de apus era Marea cea Mare și țărmul ei. Aceasta a fost de jur împrejur hotarele fiilor lui Iuda după familiile lor. Lui Caleb, fiul lui Efune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul. Lui i-au dat Kiriat Arba, adică Hebronul. Arba era tatălui Anac. Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii al lui Anac, Sheshai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac. De acolo s-a suit împotriva locuitorilor Debirului. Debirul se numea mai înainte Kiriat Sefer. Caleb a zis, celui ce va bate cetatea Kiriat Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiica mea Axa. Otniel, fiul lui Kenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Axa. După ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară la tatăl ei un ogor. Ea s-a pogorât de pe măgarul ei și Caleb i-a zis, ce vrei? Ea a răspuns, fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos, dă-mi și izvoare de apă. Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Iuda după familiile lor. Cetățile așezate în ținutul de miază zi, la marginea cea mai depărtată a semeților fiilor lui Iuda, spre hotarurile Domnului, care erau Capțel, Eder, Iagur, China, Dimona, Adada, Kedeș, Hațor, Itnan, Zif, Telem, Bealot, Hațor Hadata, Keriot Hețron, care este Hațor, Aman, Shema, Molada, Hațer Gada, Heshmon, Betpalet, Hațar Shual, Beersheba, Biziotia, Baala, Iim, Atsem, Eltolad, Kesil, Horma, Tiklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilhim, Ain și Rimon. Toate cetățile, 29, împreună cu satele lor. În câmpie, Eșatol, Tzorea, Ashna, Zanoah, Enganim, Tapuah, Henam, Yermut, Adulam, Soko, Azeka, Shaaraim, Aditaim, Gedera și Gederotaim, 40 de cetăți și satele lor. Tzenah, Hadasha, Migdalgad, Dilean, Mitzpe, Yokteel, Lachis, Botska, Teglon, Cabon, Lahmas, Kitlish, Gedorot, Bedagon, Naama și Macheda, 16 cetăți și satele lor.
Libna Eter Ashan, Iftah Ashna Netzib, Keila, Akzib și Mareșa, 9 cetăți și satele lor. Ecron, cetățile și satele lui, de la Ecron și la a pus toate cetățile de lângă Asdod și satele lor. Asdod, cetățile și satele lui, Gaza, cetățile și satele ei, până la părul Egiptului și la Marea cea Mare care slujește ca hotar. În munte, Samir, Yatir, Soco, Dana, Kiryat Sana, care este de Birul, Anab, Eștemo, Anim, Gosen, Holon și Gilo, 11 cetăți și satele lor, Arab, Duma, Eșan, Janum, Betapua, Hafeka, Humta, Kiryat Arba, care este Hebronul și Țior, 9 cetăți și satele lor. Maon, Carmel, Zif, Iota, Israel, Iogdeam, Zanoah, Cain, Gibea și Timna, 10 cetăți și satele lor. Halhul, Betzur, Gedor, Maarat, Betanot și Eltekon, 6 cetăți și satele lor. Kiryat Baal, care este Kiryat Yarim și Raba, 2 cetăți și satele lor. În pustie, Betaraba, Midin, Tsekaha, Nibshan, Irhamelah și Engedi, 6 cetăți și satele lor. Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe ebusiți care locuiau la Ierusalim și ebusiții au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.